Cartea Plângerile lui Ieremia. Capitolul 1. Vai, cum stă părăsită acum cetatea aceasta atât de plină de popor altădată? A rămas ca o văduvă. Ea, care altădată era mare între neamuri, fruntașă printre țări, a ajuns roabă astăzi. Plânge amarnic noaptea și îi curg lacrimi pe obraj. Nici unul din toți cei ce o iubeau n-o mângâie, toți prietenii ei au părăsit-o și i s-au făcut vrășmași. Iuda a plecat în pribegie din pricina apăsării și muncilor grele. Locuiește în mijlocul neamurilor și nu găsește odihnă. Toți prigonitorii lui l-au ajuns tocmai când era mai mare înstrâmtorarea. Drumurile Sionului sunt triste, căci nimeni nu se mai duce la sărbători. Toate porțile lui sunt pustii, preoții lui oftează, fecioarele lui sunt mâhnite și el însuși este plin de amărăciune. Asupritorii lui sar biruitori, vrăjmașii lui sunt mulțumiți, căci Domnul l-a smerit din pricina mulțimii păcatelor lui. Copiii lui au mers în robie înaintea asupritorului, s-a dus de la fiica Sionului toată podoaba ei. Căpeteniile ei au ajuns ca niște cerbi care nu găsesc pășune și merg fără putere înaintea celui ce-i gonește. În zilele necazului și ticăloșiei lui, Ierusalimul își aduce aminte de toate bunătățile de care a avut parte din zilele străbune. Când a căzut poporul lui în mâna asupritorului, nimeni nu i-a venit în ajutor, iar vrăjmașii se uitau la el și râdeau de prăbușirea lui. Greu a păcătuit Ierusalimul, de aceea a ajuns cu scârbă. Toți cei ce-l prețuiau îl disprețuiesc acum văzându-i goliciunea și el însuși se întoarce în altă parte și oftează. Necurăția stă lipită pe poala hainei lui și nu se gândea la sfârșitul său. A căzut greu de tot. Nimeni nu-l mângâie. Vezi-mi ticăloșia, Doamne, căci iată ce semeț este vrășmașul. Asupritorul a întins mâna la tot ce avea el mai scump. Bancă a văzut cum în locașul lui cel sfânt au intrat neamurile, cărora tu le poruncisei să nu intre în adunarea ta. Tot poporul lui caută pâine, suspinând. Și-au dat lucrurile scumpe pe hrană, numai ca să-și țină viața. Uită-te, Doamne, și privește cât de înjosit sunt. O, voi care treceți pe lângă mine, priviți și vedeți dacă este vreo durere ca durerea mea, ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mânirii lui aprinse. Mi-a zvârlit de sus în oase un foc care le arde, mi-a întins un lat sub picioare și m-a dat înapoi. M-a lovit cu pustiire și o lâncezeală de toate zilele, mâna lui a legat jugul nelegiuirilor mele care stau împletite și legate de gâtul meu. Mi-a frânt puterea, Domnul m-a dat în mâinile acelora cărora nu pot să le stau împotrivă. Domnul a trântit la pământ pe toți vitejii din mijlocul meu, a strâns o oștire împotriva mea ca să-mi prăpădească tineretul, ca în teasca a călcat Domnul pe fecioara fiica lui Iuda. De aceea plâng, îmi varsă lacrimi ochii, căci s-a depărtat de la mine cel ce trebuia să mă mângâie, cel ce trebuia să-mi învioreze viața. Fiii mei sunt zdrobiți, căci vrăjmașul a biruit. Sionul întinde mâinile rugător și nimeni nu-l mângâie. Domnul a trimis împotriva lui Iacov de jur împrejur vrășmași. Ierusalimul a ajuns de batjocură în mijlocul lor. Domnul este drept, căci m-am răzvrătit împotriva poruncilor lui. Ascultați toate popoarele și vedeți-mi durerea. Fecioarele și tinerii mei s-au dus în robie. Mi-am chemat prietenii, dar m-au înșelat. Preoții și bătrânii mei au murit în cetate căutând hrană ca să-și țină viața. Doamne, uită-te la necazul meu, lăuntrul meu fierbe, mi s-a întors inima în mine, căci am fost neascultător. Afară sabia m-a lăsat fără copii, în casă moartea. M-au auzit suspinând, dar nimeni nu m-a mângâiat. Toți vrăjmașii mei, când au aflat de nenorocirea mea, s-au bucurat că tu ai adus-o, dar vei aduce, vei vesti ziua când și ei vor fi ca mine. Adu toată răutatea lor înaintea ta și fă-le cum mi-ai făcut mie pentru toate fără de legile mele. Căci suspinurile mele sunt multe și inima mea este bolnavă. Capitolul 2. Vai, în ce întunecime a aruncat Domnul în mânia lui pe fiica Sionului! A zvârlit din cer pe pământ podoava lui Israel și nu și-a mai adus aminte de scaunul picioarelor lui în ziua mâniei lui. Domnul a nimicit fără milă toate locuințele lui Iacov, în urgia lui a dărâmat întăriturile fiicei lui Iuda și le-a prăvărit la pământ. A făcut de ocară împărăția și căpetenii de ei. În mânia lui aprinsă a doborât toată puterea lui Israel.
și-a tras înapoi de la el dreapta înaintea vrășmașului și a aprins în Iacov o văpaie de foc care mistuiește de jur împrejur. Și-a încordat arcul ca un vrășmaș și-a ridicat dreapta ca un asupritor și-a prăpădit tot ce era plăcut privirilor. Și-a vărsat ca un foc urgia peste cortul fiicei Sionului. Ca un vrășmaș a ajuns Domnul, a nimicit pe Israel, i-a dărâmat toate palatele, i-a prăbușit întăriturile și-a umplut pe fiica lui Iuda de jale și suspin. I-a pustit cortul sfânt ca pe o grădină, a nimicit locul adunării sale. Domnul a făcut să se uite în Sion sărbătorile și sabatul și în mânia lui nepraznică a lepădat pe împărat și pe preot. Domnul și-a disprețuit altarul și-a lepădat locașul său cel sfânt. A dat în mâinile vrășmașului zidurile palatelor Sionului. Au răsunat strigătele în casa Domnului ca într-o zi de sărbătoare. Și-a pus de gând Domnul să dărâme zidurile fiicei Sionului, a întins sfoara de măsurat și nu și-a tras mâna până nu le-a nimicit. A cufundat în jale întăritura și zidurile care nu mai sunt, toate decât niște dărâmături triste. Porțile îi sunt cufundate în pământ, i-a nimicit și rupt zăvoarele. Împăratul și căpeteniile sale sunt între neamuri, lege nu mai au și chiar prorocii nu mai primesc nicio vedenie de la Domnul. Bătrânii fiicei Sionului șed pe pământ și tac. Și-au presărat țărână pe cap, s-au încins cu saci. Fecioarele Ierusalimului își pleacă la pământ capul. Mi s-au stors ochii de lacrimi. Îmi fierb măruntaiele, mi se varsă ficatul pe pământ, din pricina prăpădului fiicei poporului meu, din pricina copiilor și pruncilor de țâțe leșinați pe ulițele cetății. Ei ziceau către mamele lor, unde este pâine și vin? Și cădeau leșinați ca niște răniți pe ulițele cetății, își dădeau sufletul la pieptul mamelor lor. Cu ce să te îmbărbătezi și cu ce să te asemăn, fiica Ierusalimului? Cu cine să te pun alături și cu ce să te mângâi, fecioară, fiica Sionului? Căci rana ta este mare ca marea. Cine va putea să te vindece? Prorocii tăi ți-au prorocit vedenii deșarte și amăgitoare. Nu ți-au dat pe față nelegiuirea ca să abată astfel robia de la tine, ci ți-au făcut prorocii mincinoase și înșelătoare. Toți trecătorii bat din palme asupra ta, șuieră și dau din cap împotriva fiicei Ierusalimului și zic: aceasta este cetatea despre care se zicea că este cea mai frumoasă și bucuria întregului pământ. Toți vrăjmașii tăi deschid gura împotriva ta, fluieră, scrâșnesc din dinți și zic: am înghițit-o. Da, aceasta este ziua pe care o așteptam și am ajuns-o și o vedem. Domnul a înfăptuit ce hotărâse, a împlinit cuvântul pe care îl sorocise de multă vreme, a nimicit fără milă, a făcut din tine bucuria vrășmașului, a înălțat tăria asupritorilor tăi. Inima lor strigă către Domnul, zid al fiicei Sionului, varsă zi și noapte și roaie de lacrimi. Nu-ți da niciun răgaz și ochiul tău să n-aibă odihnă. Scoală-te și gem noaptea când încep străjile. Varsă-ți inima ca niște ape înaintea Domnului. Ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi care mor de foame la toate colțurile ulițelor. Uită-te, Doamne, și privește, cui ai făcut tu așa? Să mănânce femeile rodul pântecelui lor, pruncii dezmierdați de mâinile lor? Să fie măcelăriți preoții și prorocii în locașul cel sfânt al Domnului? Copiii și bătrânii stau culcați pe pământ în ulițe. Fecioarele și tinerii mei au căzut uciși de sabie. I-ai ucis în ziua mâniei tale și i-ai junghiat fără milă. Ai chemat groaza din toate părțile peste mine ca la o zi de sărbătoare. În ziua mâniei Domnului n-a scăpat unul și n-a rămas cu viață. Pe cei îngrijiți și crescuți de mine mi-a nimicit vrășmașul. Capitolul 3. Eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei lui. El m-a dus, m-a mânat în întuneric și nu în lumină. Numai împotriva mea își întinde și își întoarce mâna toată ziua. Mi-a prăpătit carnea și pielea și mi-a zdrobit oasele, a făcut zid împrejurul meu și m-a înconjurat cu o travă și durere. Mă așează în întuneric ca pe cei morți pentru totdeauna. M-a înconjurat cu un zid ca să nu ies. M-a pus în lanțuri grele, să tot strig și să tot cer ajutor, căci el tot nu-mi primește rugăciunea. Mi-a astupat calea cu pietre cioplite și mi-a strâmbat cărările. Mă pândește ca un urs și ca un leu într-un loc ascuns. Mi-a abătut căile și apoi s-a aruncat pe mine și m-a pustit. Și-a încordat arcul și m-a pus țintă săgeții lui.
În rărunchi mi-am fipt săgețile din tolba lui. Am ajuns de râsul poporului meu și toată ziua sunt pus în cântece de batjocoră de ei. M-a săturat de amărăciune, m-am bătat cu pelin, mi-a sfărâmat dinții cu pietre, m-a acoperit cu cenușă. Mi-ai luat pacea și nu mai cunosc fericirea, așa am zis. S-a dus puterea mea de viață și nu mai am nicio nădejde în Domnul. Gândește-te la necazul și suferința mea, la pelin și la otravă. Când își aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine. Iată ce mai gândesc în inima mea, iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurerile Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru un om să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur și să tacă, pentru că Domnul l-a pus pe grumaz. Să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea, să dea obrazul celui ce-l lovește și să se sature de ocări. Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el, după îndurarea lui cea mare. Căci El nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Când se calcă în picioare toți prinșii de război ai unei țări, când se calcă dreptatea omenească în fața celui prea înalt, când este nedreptățit un om în pricina lui, nu vede Domnul. Cine a spus și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului? Nu iese din gura celui prea înalt răul și binele. De ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Să ne înălțăm și inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând, am păcătuit, am fost îndărătnici și nu ne-a iertat. În mânia ta te-ai ascuns și ne-ai urmărit, ai ucis fără milă, te-ai învăluit într-un nor ca să nu străbate la tine rugăciunea noastră. Ne-ai făcut de batjocoră și de ocară printre popoare, toți vrăjmașii noștri deschid gura împotriva noastră. De groază și de groapă am avut parte, de prăpăd și pustiire. Și voia de apă îmi curg din ochi din pricina prăpădului fiicei poporului meu, mi se topește ochiul în lacrimi, necurmat și fără răgaz. Până ce Domnul va privi din cer și va vedea. Mă doare ochiul de plâns pentru toate fiicele cetății mele. Cei ce mă uresc fără temei m-au gonit ca pe o pasăre. Voiau să-mi nimicească viața într-o groapă și au aruncat cu pietre în mine. Mi-au năvălit apele peste cap și ziceam, sunt pierdut. Dar am chemat numele Tău, Doamne, din fundul gropii, Tu mi-ai auzit glasul, nu ți-a stupa ureche la suspinurile și strigătele mele. În ziua când Te-am chemat, Te-ai apropiat și ai zis, nu te teme. Doamne, Tu ai apărat pricina sufletului meu, mi-ai răscumpărat viața. Doamne, ai văzut apăsarea mea, fă-mi dreptate. Ai văzut toate răzbunările lor, toate uneltirile lor împotriva mea. Doamne, le-ai auzit ocările, toate uneltirile împotriva mea, cuvântările potrivnicilor mei și planurile pe care le urzeau în fiecare zi împotriva mea. Uită-te când stau ei jos sau când se scoală. Eu sunt cântecul lor de batjocoră. Răsplătește-le, Doamne, după faptele mâinilor lor. Împietrește-le inima și aruncă blestemul Tău împotriva lor. Urmărește-i în mânia Ta și șterge-i de sub ceruri, Doamne. Capitolul 4. Vai, cum s-a înnegrit aurul și cum s-a schimbat aurul cel curat! Cum s-au risipit pietrele sfântului locaș pe la toate colțurile ulițelor! Cum sunt priviți acum fiii Sionului cei aleși și prețuiți ca aurul curat altădată! Cum sunt priviți acum, vai, ca niște vase de pământ și ca o lucrare făcută de mâinile olarului! Chiar și șacalii își apleacă țâța și dau să sugă puiilor lor! Dar fiica poporului meu a ajuns fără milă, ca struții din pustie! Limba sugătorului îi se lipește de cerul gurii, uscată de sete. Copiii cer pâine, dar nimeni nu le-o dă. Cei ce se hrăneau cu bucate alese leșină pe ulițe, cei ce fuseseră crescuți în purpură, se bucură acum de o grămadă de gunoi. Căci vina fiicei poporului meu este mai mare decât păcatul Sodomei, care a fost nimicită într-o clipă, fără să fi pus cineva mâna pe ea. Voievozii ei erau mai strălucitori decât zăpada, mai alt decât laptele, trupul le era mai roșu decât mărgeanul,
Fața le era ca safirul. Dar acum înfățișarea le este mai negricioasă decât funingina, așa că nu mai sunt cunoscuți pe ulițe. Pielea le este lipită de oase, uscată ca lemnul. Cei ce pierd uciși de sabie sunt mai fericiți decât cei ce pierd de foame, care cad slăiți de puteri din lipsa roadelor câmpului. Femeile cu toată mila lor își fierb copiii, care le slujesc ca hrană în mijlocul prăpădului fiicei poporului meu. Domnul și-a slăit urgia și-a vărsat mânia aprinsă. A aprins în Sion un foc care îi mistuie temeliile. Împărații pământului n-ar fi crezut și niciunul din locuitorii lumii n-ar fi crezut că potrivnicul care le împresura are să intre pe porțile Ierusalimului. Iată roada păcatelor prorocilor săi, a nelegiuirilor preoților săi, care au vărsat în mijlocul lui sângele celor neprihăniți. Rătăceau ca orbi pe ulițe, mânjiți de sânge, așa că nimeni nu putea să se atingă de hainele lor. Depărtați-vă, necuraților, li se striga, la o parte, la o parte, nu vă atingeți de noi! Când fugeau pribegind încoace și încolo printre neamuri, se spunea, să nu mai locuiască aici! În mânia lui, Domnul i-a împrăștiat și nu-și mai îndreaptă privirile spre ei. Vrăjmașul n-a căutat la fața preoților, nici n-a avut milă de cei bătrâni. Și acolo ni se sfârșeau ochii și așteptam zădarnic ajutor. Privirile ni se îndreptau cu nădejde spre un neam care totuși nu ne-a izbăvit. Ne pândeau pașii ca să ne împiedice să mergem pe ulițele noastre. Ni se apropia sfârșitul, ni se împliniseră zilele. Da, ne venise sfârșitul. Prigonitorii noștri erau mai iuți decât vulturii cerului. Ne-au fugărit pe munți și ne-au pândit în pustie. Suflarea vieții noastre, unsul Domnului, a fost prins în gropile lor, el, despre care ziceam, vom trăi sub umbra lui printre neamuri. Bucură-te și saltă de bucurie, fiica ei Domnului, care locuiește în țara Uț. Dar și la tine va trece potirul și tu te vei îmbăta și te vei dezgoli. Fiica Sionului, nelegiuirea ți este ispășită. El nu te va mai trimite în robie. Dar ție, fiica ei Domnului, îți va pedepsi nelegiuirea și îți va da pe față păcatele. Capitolul 5. Adu-ți aminte, Doamne, de ce ni s-a întâmplat. Uită-te și vezi-ne ocara. Moștenirea noastră a trecut la niște străini, casele noastre la cei din alte țări. Am rămas orfani, fără tată. Mamele noastre sunt ca niște văduve. Apa noastră o bem pe bani și lemnele noastre trebuie să le plătim. Prigonitorii ne urmăresc cu îndârjire și când obosim nu ne dau odihnă. Am întins mâna spre Egipt, spre Asiria, ca să ne săturăm de pâine. Părinții noștri care au păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. Robii ne stăpânesc și nimeni nu ne izbăvește în mâinile lor. Ne căutăm pâinea cu primejdia vieții noastre, căci ne amenință sabia în pustie. Ne arde pielea ca un cuptor de frigurile foamei. Au necinstit pe femei în Sion, pe fecioare în cetățile lui Iuda. Mai marii noștri au fost spânzurați de mâinile lor. Bătrânilor nu le-a dat nicio cinste. Tinerii au fost puși să râșnească și copiii cădeau sub poverile de lemn. Bătrânii nu se mai duc la poartă și tinerii au încetat să mai cânte. S-a dus bucuria din inimile noastre și jalea a luat locul jocurilor noastre. A căzut cununa de pe capul nostru. Vai de noi că ce-am păcătuit! Dacă ne doare inima, dacă ni s-au întunecat ochii, este din pricină că muntele Sionului este pustit, din pricină că se plimbă șacalii prin el. Dar Tu, Doamne, împărățești pe vecie. Scaunul Tău de domnie dăinuiește din neam în neam. Pentru ce să ne uiți pe vecie și să ne părăsești pentru multă vreme? Întoarce-ne la Tine, Doamne, și ne vom întoarce. Dă-ne iarăși zile ca cele de odinioară. Să ne fi lepădat Tu de tot, oare, și să te fi mâniat Tu pe noi peste măsură de mult? Aici se încheie cartea Plângerile lui Ieremia.